Salutare și bine v-am regăsit, sunt Panda de la Panda Gaming și astăzi jucăm pe serverul România Roleplay. Ei bine, suntem pe contul de femeie Jennifer Ethel și astăzi vom rola o parte de fitness, ceva. Ok. Aici obișnuiam să rolez cu unii dintre recruiții din LSPD, proba fizică. Ei bine, astăzi o să rolez niște yoga, ceva. Ok. Din câte am văzut, seria de Samp are un efect destul de mare asupra voastră. Vă place și unii deja încep să mă recunoască pe server. Lucru care mă bucură într-un fel. Ok. Deci, începe să... repetând acest lucru de 8 ori. Acum să ajungem la mâini. Începe să rotească brațele dinspre față, din față spre spate. Începe să își rotească brațele din spate. De 15 secunde. Ok. Acum bazinul. Picioare acum. Ok, ne-am încălzit, acum să rolăm puțin stretch, așa cum numesc americanii. Adică mai exact, niște mișcări, na, gen, nu știu cum să-l asemăn, n-am idee cum să-l asemăn în momentul ăsta, cardio sau ceva. Bun, lăsăm roleplay așa, fac și un screenshot. Și ok. Acum își duce piciorul spre dreapta, urmă asta e perfect.
Tiger. Încercând să atingă cu degetele vârfurile picioarelor. Mi apucă sticla de apă, începând să bea din aceasta. Înghițituri mici. Ok. Ce mai avem? Da, este cum și asta. Bun, am terminat și lucrul ăsta. Și acum mai rolăm puțin sticla de apă. Ok. Cred că trebuie să urcăm aici să putem da acest lei. Mă rog. Ok. Francul interior se duce spre iclă și prosop. Așa. Bun, am terminat aici. Iar acum să le băgăm în portbagaj. Ok, am terminat și lucrul ăsta. Și acum continuăm spre Idlewood să vedem ce acțiuni mai avem pe acolo. Dacă nu avem acțiuni, putem să închidem și acest clip. Ei bine, vă mulțumesc că mi-ați oferit acest suport și pe al doilea clip, deoarece am văzut că există persoane care chiar îmi apreciază munca. Prin cele 15 like-uri și 100 de vizualizări la un clip făcut de mine, de un începător, chiar pot fi foarte fericit. Am primit mesaje de la unele persoane, unii chiar m-au recunoscut în joc, lucru care chiar mă face să fiu fericit. Și să sperăm că acest lucru va avea continuitate destul de mare. Eu așa sper. Și așa va fi. Ok. Așa. Și cam atât și pentru acest episod. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Panda de la Panda Gaming. Pe data viitoare.